Salutare prieteni, iată suntem la un episod din cariera cu Steaua București și urmează două mega meciuri, derbiurile cu CFR și cu Universitatea Craiova. Meciuri grele pentru băieții noștri. Să vedem ce combinație găsim. Aici îl bat pe Man. Budescu nu pare să fie în formă. Și dacă Budi este lipsit de formă, nu are sens să jucăm cu el. Vom merge pe echipamentul alb. Începe meciul. Iată-l pe Țucudean, George Țucudean acum la balon, un jucător care a trecut la marile echipe din Liga 1, Vlad de Săiure. Vlad de Săiure și Deac marchează. Ciprian Deac marchează. Păi și e hazardata portarului Vlad, dar și a lui Găman. Acum pasă pentru Moruțan, Moruțan la balon, Moruțan încearcă o bicicletă, dar nu e ieșit. Era să cadă de pe bicicletă. Vlad Man, mai departe Pintilii, încă o dată pentru Moruțan, Moruțan pasă pentru Denis Man, să vedem dacă Boli este mai... Era oricum mult mai în față Boli. Bună pasă, dar nu se duce Denis Man. Incredibil, este incredibil Vlad. Nu știu ce se întâmplă cu acest portăraș în care avea mare încredere. Îmi pare rău, dar nu e meciul astăzi și riscăm să ne pierdem speranțele și de un egal, dacă nu mai stă mult în partea aia. Să-l vedem acum pe Moruțan. Moruțan vine acum cu o centrare pentru Man, care îl lovește direct pe Arlauskis. Alibec, pasă pentru Man, Man la bală, Man acum, corner. Centrează Dragoș Nedelcu, e sus, dar e bine, e bine, e bine, este Moruțan, incredibil Moruțan. Ce ocazie avem! Arlauskis se ține sus pe clujeni, acum pericol în care vine Benzar, ce faul clar, faul clar, doar Alibec putea să facă așa ceva. La pauză pentru CFR, un început fulminant. Cred că e momentul lui Budi. E bine până aici. Alibec, 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 gol! Gol! Denis Alibec! Și începe repriza exact cum trebuie. Exact cum trebuie. Fentă bună, iată cum a trecut printre Deac și Boli și șutul Năpraznic cu piciorul stâng face ca Steaua să revină în meci. E bine, Budescu deschide frumos balonul. Bine, îl vede pe Tănase, Tănase pentru B, Alibec, Alibec. Stănciu are o paradă de zile mari, Stănciu. Publicul îi împinge de la spate pe ceferiști. Ia să vedem acum Denis Man. Nu, trebuie să mai continue cu balonul. Foarte bine Bălașa. Încearcă și Man. Încă o dată Benzar. Benzar mai departe. Îl vede bine pe Alibec. Să vedem acum are și forța Alibec. Era logica, nu o să mai aibă forță de șut. Hai să-l băgăm și pe Bizonel. Dacă o să mai apuce. Și cred că mai apucă câteva minute să bifeze și Gnohéré și Omrani. Degajăm sus, Gnohéré. Bine. Budescu îl vede frumos acum pe Denis Man. Denis Man la bală, pasă târziu, Denis. Ia să vedem, Bizonul, rotează șutul Bizonul. Și iată, a avut golul în gheată Bizonul, putea să intre și să marcheze. Din păcate, Steaua pierde 3 puncte importante, lupta pentru titlu și urmează un alt meci la fel de dificil, meciul cu Universitatea Craiova. CFR-ul a avut acele goluri la început pe nesiguranța lui Vlad, însă apoi s-a sfârșit totul, iată Craiova a venit în spate și ne-a egalat. CFR se află la 6 puncte de noi, Dinamo pe locul 2, avem pe Budescu cu 3 goluri, Alibec 2, Pintilii 1. Îl băgăm aici pe Răvnicianu să-l avem, pentru că se pare că nu stă bine Vlad, chiar are problemuțe destul de mari. Iar meciul cu Craiova chiar este extrem de delicat. S-ar trebui să misăm pe această tactică destul de ofensivă. O tactică care s-ar putea să-i trimită acasă pe cei de la Craiova. Vom juca cu Teixeira și cu Coman. Ridicăm băieții mai sus puțin. Îl vom lăsa în continuare pe Vlad. Și iată, National Arena este arhiplină la acest meci. Acest stadion parcă mi-aduce aminte de Ghencea. Seamănă cu arena din Ghencea. Să vedem și echipele. Iată și băieții lui Mangia. Și începe nebunia. Iată-l pe Coman, este faulta de la începutul meciului, minutul 2. Pregătim Budescu, dă plouată pentru Coman. Cât de periculoasă a fost această fază. Popov. Popov a rezistat foarte mult timp la Craiova. Recuperează Teixeira. Alibec pentru Tănase. Ce-o fi făcut Tănase acolo? Teixeira, bine acolo pentru Alibec. Alibec la balon, Alibec cere balonul, Tănase în stânga și îl primește. Tănase pentru B, Alibec, ce paradă are portarul oltenilor. Paradă de zile mari. Cu piciorul a scos. S-a încercat o pasă, dar mingea a ieșit aiurea și Craiova poate de fapt pleca pe contraatac. Când se recuperează Teixeira, care este peste tot. Teixeira îl găsește pe Tănase. Tănase la balon, pasă pentru Budescu, apără portarul, gol! Cine altcineva decât Denis Alibec. Asta este de remarcată cum a scos balonul Budescu. Putea să tragă din nou, însă a preferat o pasă în spate, unde a surprins totul cu această pasă. Doar Budescu putea să facă asta. Iată aici cât de inteligent a jucat Budescu. Cât de inteligent a jucat Budescu, pentru că majoritatea ar fi tras. Să iată că mai sunt și jucători inteligenți. Coman acum. Steaua poate pleca încă o dată pe contraatac. Coman schimbă partea cu Tănase. Tănase intră în careu. Tănase se întoarce. Tănase la balon. Incredibil. Incredibil ce ratare. V-am spus că este o tactică sinucigașă a oltenilor. Budescu, Alibec, Alibec se întoarce, Alibec, Alibec, șut un blocaj. Mitriță, Mitriță. Ce intrare tare are Bălașa. Mitriță în continuare la balon. Găman. Pintilii, frumos. A venit bine Moraes. Dacă era o leacă mai înaltă, Baluță putea să marcheze. Acum Coman. Coman la balon. Coman ține frumos balon. Coman. Este facultat, îi place circului Coman. Bine de tot Pintilii. Budescu acum dă mingea în afară și îl vom scoate și pe Budescu și pe Alibec să-i odihnim pentru ultima etapă din Champions League, care urmează după acest meci. Este meci greu. Avem cu la Napoli acasă, dacă nu mă înșel. Baluță, Baluță la balon, Baluță, Mitriță, Mitriță la balon. Foarte bine acum Bălașa. Și putem pleca pe contraatac. Pintilii. Coman. Coman pentru Gnohéré. Și corner periculos pentru Universitatea Craiova. Faul, se pare că este lovitură liberă. Iată Gustavo se îmbrâncește cu Florinel Coman. O dispută destul de aprinsă între cei doi și fault extrem de periculos care nu s-a văzut, însă este pe linia de la 16 metri. Apără incredibil Vlad. Iată că a fost meciul lui această dată. Bine, bine. Tănase, Tănase. pentru Bizonel. Bizonul. Moraes. Pintilii. Coman. Coman încearcă șutul de la distanță. A văzut că portarul nu era pe fază. Însă mingea a fost și pe lângă și peste. Pericol! Și meciul se încheie. Meciul se încheie 1-0 pentru Steaua, gol marcat de Alibec. Victorie importantă pentru echipa noastră. Înaintea meciului de la Napoli. Însă trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne concentrăm și în campionat, unde CFR-ul se pare că defilează. Iată, 3-1 cu Dinamo București, cu echipa de pe locul 2. Și ne apropiem de Dinamo la un singur punct. Urmează meciul cu Concordia Chiajna, care a urcat pe locul 4. Cât de jos a coborât Craiova după această înfrângere. Chiar este un clasament extrem de complicat. Da, urmează meciul de la Napoli, însă îl vom vedea în episodul următor. Până atunci vă spun la revedere. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți episoadele noastre și canalul nostru. Bye bye. Bye bye. Bye bye.